Jilava și Znagov află în scurt timp dacă rămân sau nu după gratii. Cei doi au fost reținuți azi noapte de procurorii anticorupție, fiind acuzați de trafic de influență și luare de mită. Tot în arest au ajuns și doi notari, precum și vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Gheorghe Roman. Colega mea, Simona Boțoc, se află la Curtea de Apel București, acolo unde se va judeca propunerea procurorilor DNA și vine cu detalii. Simona, te ascultăm. Bun găsit! În urmă cu câteva momente a început ședința de judecată în care se va decide soarta celor șase acuzați. Procurorii au propus arestarea lor preventivă pentru 29 de zile. Vă reamintesc că vorbim despre doi primari, respectiv cel din Znagov și cel... Vorbim despre doi primari, cum vă spuneam, despre doi apropiați ai lor și despre doi notari publici. Cu toții sunt acuzați de luare de mită, de fals intelectual și trafic de influență. Ei sunt acuzați că ar fi cerut mită unui om de afaceri pentru a-l ajuta pe acesta să obțină un titlu de proprietate. Ei bine, suma despre care vorbim este una colosală. Aproape 3 milioane de euro ar fi cerut ei mită pentru a-l ajuta pe omul de afaceri să obțină acel titlu de proprietate. Cum vă spuneam, în acest moment este în plină desfășurare ședința de judecată. Magistrații vor decide dacă cei șase inculpați vor ajunge în spatele gratilor. Simona, mulțumesc. Un polițist